Bună seara, dragi iubitori de muzică și poezie! Ne aflăm din nou la Ora de Folk și în această seară, așa cum v-am obișnuit, prezint un coleg, un folkist din zona litoralului, de data aceasta chiar din Năvodari. Este vorba de Laurențiu Marinescu. Laurențiu Marinescu, bună seara, bine ai venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Noi n-am prea avut ocazia așa să stăm de vorbă și acum vreau să recuperez, drept pentru care în această emisiune din această seară vreau să aflu cât mai multe de la tine și sper să, în afară de faptul că o să-mi povestești, sper eu, cât mai multe lucruri interesante și sigur viața cred că ți-a adus destul de multe momente, cel puțin interesante, dacă nu chiar. Păi, ce să, da, într-o viață de artist, de folkist, numai că sunt momente interesante și frumoase, unele inedite. Dar acum, Să începem cu lucrurile mai puțin interesante, dar utile, să zicem așa, așa. pentru a face o fotografie a lui Laurențiu Marinescu în ceea ce privește evoluția lui artistică. Să o luăm de la început. Când ai învățat? Unde? Am învățat Școala? Nu, mă refer la... Mă refer la muzică. muzică. Păi am învățat. Am făcut o școală de muzică în Constanța, școală de artă, acum 20-30 de ani, nu mai știu exact când. Și după aceea, pe parcurs, m-am perfectat. Am cântat folk, pop, rock, cam de toate. În toate și eu sper că le-am făcut pe toate bine. Să nu zic, să fiu modest, să nu zic foarte bine, dar zic bine. Dar, în general, mi-a plăcut textul. Și pentru că muzica folk, după părerea mea, este muzica la care găsești texte frumoase sau muzică pe care tu o scrii pe texte frumoase, atunci rămâne, muzica folk rămâne la suflet. Sunt folkiști care pleacă de la melodie și pe urmă găsesc și textul. Sunt dintre cei care au textele și pe urmă își fac melodia. Acum, părerile sunt împărțite. Am discutat cu mulți dintre ei și fiecare cu cum simte până la urmă. Dacă are o linie melodică care, mă rog, i-a plăcut, caută după aceea ori un text care să-i se potrivească, ori chiar el scrie. Aici, cu scrisul, cum stai? Eu n-am niciodată n-am compus melodia fără să am textul în față. Pentru că mie mi se pare că între muzică și texte să existe o unitate perfectă și trebuie, nu pot să cred eu, zic pentru mine, din punctul meu de vedere, să compui o muzică bună dacă nu ai textul în față. Adică textul te inspiră, e normal ca muzica să îmbrace textul, iar textul să se îmbine perfect cu muzica. De-aia spun că, în general, la piesele la care nu am scris eu textul, am căutat textul. La piesele la care am scris eu textul, mi s-a întâmplat să scriu în același timp și textul și muzica. Și a fost chestie de câteva ore și a ieșit piesa. Așa e și normal, zic Așa e eu. și normal și Așa așa e este normal. și bine. Dar acum depinde și de inspirație. Apropo de momente din acestea importante ale vieții sau care marchează viața unui om, ele te-au inspirat? Da, păi, în primul rând trebuie să zic că am scos un disc acum 4 ani, care se numește Scrisul dintr-o iarnă cheală pe versuri de George Țărnea, din care, din 10 piese, din 11 piese, 8, 7 erau lui George Țărnea și poeziile alea erau poezii care apăruse în România Literară prin anul 1981 și au dispărut imediat până seara, pentru că deranjau regimul. Textele alea m-au inspirat din prima. Că au fost atât de bine și, în general, George Țărnea a scris bine și poezie și texte pentru muzică. Dar a trecut vremea și a trebuit să mai scot un disc. Așa se spune, când scoți un disc, nu mai scoți niciunul și după aceea, când îți vine inspirația, mai scoți unul. Și am mai scos un disc, Scrisoare pe nisip, deci am rămas tot la ideea de scrisori, la care jumătate sunt textele mele, jumătate sunt textele Costin Antonescu. De fapt, 4 ale mele, 4 la Antonescu, am versuri și de pe Unescu. O întrebare pe care o adresez de obicei. Când ai compus prima piesă? Nu știu. Da, Nu mai e țin un minte. răspuns Nu foarte mai țin minte. Nu. E mult. Ținând foarte cont de faptul că sunt născut în anul 1957, deci am 55 de ani, îți dai seama că și când de mult, n-am cum să țin minte când am compus prima piesă. Da, e un lucru pe care, cum să spun, fiecare îl vede în felul lui. Eu, de exemplu, țin minte, deși sunt născut în 58,
Țin minte când am compus prima piesă. Acum n-am compus poate atât de mult ca tine. E și asta o problemă. Sau n-am cântat atât de mult. Acum ca tine. Să știi că nu e o laudă să compui mult. Știi cum e? Vor mult și prost așa. E să compui puțin, da. și bine. Și asta e adevărat. Cine te-a inspirat până la urmă? Dintre folchiști. Dintre folchiști, nu știu dacă m-a inspirat vreunul. Așa, în mod special, sigur că îmi plac folchiștii și trebuie să plac. Mi-a plăcut Valisterian, era o trupă pe vremuri cu un italian, Evandro Rossetti, Doru Stănculescu, dintre folchiști. Dar ei nu m-au inspirat. Pe mine ce m-a inspirat Phoenix, formația Phoenix, pe care o consider trupa de căpătăi a României și de la ei încoace cine au compus, s-au inspirat din ei. Pentru că în muzica Phoenix-ului textul și muzica s-a îmbinat perfect. Nu există nicio fisură în ceea ce înseamnă text, muzică, formația Phoenix. Asta e părerea mea. Probabil că există și alții care o să spună de trupe. Nu contest trupele noi, din generația actuală, Voltaj, Direcția 5 și așa mai avem. Deci nu contest niciun fel de muzică. Îmi place orice fel de muzică în afară de manele, dar, după părerea mea, așa cum Beatles a fost trupa lumii, așa și Phoenix a fost trupa României. De la Phoenix încoace cam cine compune se inspiră. N-are cum să nu se inspire de acolo. Nu se poate. Așa este. Totuși, folchiștii pe care i-am intervievat, și mă refer la cei din generația veche, am spus că inspirația, sau mă rog, dorința lor de a face muzică, vine de undeva de afară. Bine, ei erau contemporani cu... Cu John Baez, Bob Dylan. Da. Și au preluat, să zicem, de acolo ideea de muzică folk. Până la urmă, folkul românesc nu prea are legătură foarte mare cu folkul american. Folkul american a fost un folk protestatar. La început a fost și folkul românesc pe timpul Cenacului Flacăra tot așa s-a dorit un folk protestatar pentru că s-au preluat piese internaționale și s-a făcut text pe ele. Este cel care a făcut traducerile de exact, la de la Blowing in the Wind și așa mai departe, da. Dar în România folkul a prins și s-a rădăcinat și a rămas în memoria generațiilor și văd că și generația tânără. Eu am întâlnit foarte mulți tineri care ascultă folk și care m-au uimit știind textele la muzica, la piesele de acum 20-30 de ani. Au avut părinți care nu știu să... Păi, știi cum e? Te duci cu ce asculti, bună. Te duci cu ce asculti acasă. Sigur, dacă acasă ți se pun manele de mic copil, manele asculti până la bătrâneți. Dacă ți se pune Bob Dylan sau Joe Cocker sau Deep Purple sau Led Zeppelin sau Uriah Heep sau ce vrei tu sau John Baez sau Simon Garfunkel, atunci cu asta asculti toată viața. Pentru că cu asta s-a imprimat. Și de-aia spun că este, într-adevăr, folcul internațional a fost, dar pe vremea era foarte greu să cânti în limbi străină. Nu îți dădea voie, erau probleme. Și de-aia Păunescu și Piti și-au tradus și Cenacul Flacăra a imprimat. A imprimat în memoria multor muzica adevărată. Aici și pe litoral, în schimb, se cânta în engleză foarte, foarte mult. Se cânta până în 77, când s-a dat circularea care spui, cânti în limba română toate piesele străine. Și atunci erau probleme, se ridicau atestatele și așa mai departe, se dădeau amenzi, se mai dădea și un carton de țigări și o sică de whisky pentru atestat, că se poartă, s-a purtat întotdeauna. Dar, revenind la folk, folkul rămâne muzica aparte și zic eu că cine compune folk în ziua de astăzi își ia o mare răspundere. Pentru că e greu să cu o chitară de gât, da? Și să ții o sală, 10, 20, 50, 100 de oameni, atenți la tine. Eu pe discul ăsta am încercat să aduc și alte instrumente. Deci am folosit un violoncel, care e vocea umană transpusă, da, într-o cutie de rezonanță, clarinet, încă o chitară, voci, suprapunere de voci, dar vocea mea, deci nu suprapunere de studio, vocea live. Și am încercat să dau, să nu mai spun discului să nu fie folk, să zicem, să fie muzică Laurențiu Marinescu. Și ascultătorul judecă dacă este folk, dacă este altceva, dacă e... Sunt probleme cu definiția folkului. Sunt probleme legate și de faptul că așa a rămas în memoria publicului omul cu chitara, ceea ce în ziua de astăzi, exact ce spuneai, nu prea mai e atât de penetrant ca imagine pentru un spectacol. Și atunci fiecare și-a mai adus câte... A mai îmbogățit sonor. Da, și-a pus tomă, și-a pus un bas și așa. Sigur, important este să se folosească instrumentele acustice.
Pentru că frumusețea folcului o dă instrumentul acustic. Dacă l-ai electronizat, dacă ai pus, eu știu, o chitară electrică, dacă ai pus o clapă cu sunete fade, da, din interior, dacă n-ai un pian, nu mai e folk, nu mai e. Își pierde feeling-ul, își pierde frumusețea. Cred că cine face folk adevărat cântă cu instrumente acustice, cu vioară, cu violoncel, cu așa mai departe. A văzut că și bă, afară s-a încercat modelul Unplugged, în care bă, totul este cu instrumente acustice, da. Și a prins muzică, am văzut trupe mari care au cântat Unplugged, trupe de muzică electronică care s-au dus și au cântat Unplugged și a sunat bine. Este și asta o tendință pe care am sesizat-o și la colegii din folk. Vor să pătrundă și mă refer și la cei tineri, nu neapărat la cei de generația noastră. I-am văzut pe la festivaluri, de la diverse. Foarte bine că tinerii cântă folk. Și chiar m-am spus, dom'le, uite că mai sunt cei care vor să ducă mai departe genul ăsta. Da. Lucru altfel bun. Și mai se... ce e mai important, că sunt și dintre folkiștii vechi care încurajează lucrul ăsta, pentru că o foarte lungă perioadă de timp nu prea s-a întâmplat așa. Mi se pare normal ca folkiștii mai în vârstă să încurajeze tinerii, că dacă n-ar încuraja, înseamnă că ar deține monopolul. Și așa a și fost, și o vreme bună. Așa a și fost, ceea ce a fost din punctul meu de vedere greșit. Hai să spun, primul disc al meu l-am trimis la Electric Record, acum 5 ani. Am trimis discul. Am sunat și mi-a spus, zice, cântă în secretaria discului noastră. Bun, și cum trebuie să fac ca să registrez în Electric Record și să poată fi pus pe piață? Vă costă 3.000 de euro, vă dăm 1.000 de discuri, luați acasă și le vindeți noastră. Păi de ce nu le vindeți prin Roton? Că sunt trei case de discuri mari. Au distribuția asigurată. Zice, pentru că nici discurile folkiștilor consacrați nu se mai vând. Bun, și e obligatoriu ca discurile folkiștilor consacrați să se vândă și cele ale folkiștilor neconsacrați să stea, poate este invers. De ce nu încercați? Nu putem că așa e politica din casa de discuri. Și atunci, dacă cei în vârstă, folkiști din generația veche, cum Socaciu și Ecaru, care au fost, încurajează și sprijină tineretul, asta înseamnă că ei cedează o parte din bucățica lor de spectacol, pentru că ei se duc, știi cum fac, da, se duc în spectacol în centrul orașelor, în perioadele de spectacole cu zilele localităților, da, așa cântă 5-6 piese, 10, mai fac și puțin playback full așa, și au bănuțul 5-600-1000 de euro și pleacă. Iar tinerii trebuie să ducă acolo să se roage, să cânte și nu sunt la fel tratați, chiar dacă și muzica lor e de calitate. Stai puțin, că ai spus niște nume la care eu nu mă gândisem. Deci eu când am spus că folkiști din generația mai veche încurajează, nu mă referi la numele astea atât de mari. Nu, deci de ce? Că ei nu încurajează. Da. Nu m-am referit la niște nume mai puțin cunoscute sau cunoscute tot în sfera asta de activitate a folkului. Un Eugen Avram, ca să spun da. Așa, este omul care de fapt m-a descoperit în ghilimele. A aflat că mai exist și eu pe lumea asta. Și bănuiesc că Eugen Avram e un nume destul de bine așezat. Ca da, mai este așa. Și mai un alt gen de folk care încearcă să capteze publicul din cluburi. Eu n-am cântat folk în club și cred că nici nu o să cânt. Pentru că mi se pare absurd ca să cânti un text frumos și să auzi o sticlă de bere ciocnindu-se de alta sau să sune mobilul sau și așa mai departe. Și există folkiști care, din dorința de a cânta în cluburi, și îmi asum ceea ce spun, pentru că știu, am fost și eu invitat și am refuzat, care duc textul de folk într-o altă zonă. Mă duc într-o zonă cu tentă sexuală, într-o zonă cu tentă golănească, știi? Așa, un fel de manelizare a folkului. Și eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Din dorința de a te face cunoscut, așa te duci într-un club și cânti piese cu texte ciudate. Eu zic că folk este o muzică de sală. Eu când mi-am lăsat discul ăsta, dacă o să intri pe adresa mea de Facebook, ca să vezi că acolo, la Muzeul de Artă, a fost sala plină și s-a cântat la Papillon. Am filmat, a fost reportaj dat aici la... Deci, deci tu ai dat, că mi-a zis cineva că am văzut lansarea la Novodanul Electoral. Păi zic, n-a fost nimic la televiziunea Electoral TV. Da, a fost. Da. Și ai văzut că s-a cântat la Papillon și s-a cântat live. Știu. Așa.
Și eu țin foarte mult la lucrul ăsta. Adică eu dacă o să cânt, o să mă invite cineva să cânt, sau să dorească cineva să mă asculte, tot într-o sală de spectacol o să fac. Nu în club. Nu mă duc în club. Am refuzat. Am încercat și nu mi-a plăcut absolut deloc. Și asta o spun pentru că am ce-mi trebuie. Discurile mi le-am scos pe banii mei. N-am datorii față de nimeni din punct de vedere muzical. N-am obligații față de nimeni din punct de vedere muzical. Și pentru asta cânt când vreau și unde vreau și mă respect. Discul ăsta l-am făcut cu banii mei și atunci de ce să mă duc să cânt în club? Pentru ce? Pentru că vând 5 discuri sau 10 discuri și îmi dă 1 milion sau 2 pentru ce am prestat acolo. Dacă îmi dă, nu. Nu fac asta. Dar pentru telespectatorii emisiunii Ora de Folk, crezi că ai putea să ne cânti ceva acum live? Bineînțeles, orice de pe disc. Adică o să încerc 2-3 piese de pe discul ăsta. Atunci să arătăm și discul, nu? Să-l vadă telespectatorii noștri. Scrisoare pe nisip, Laurențiu Marinescu, a avut lansarea în luna iulie. La începutul lunii iulie. Exact. Da. Este un disc în care am încercat să folosesc instrumentele acustice, violoncel, clarinet, sunt 4 piese cu ritm, cu tobă, cu bas. Am niște colaboratori extraordinari, un băiat cu basul, Timo Achimov, care este tot din Năvodari. Năvodari a dat mulți muzicanți de calitate. Începând cu Titi Duță, tata lui Laurențiu, Laurențiu Duță și alți muzicanți care și-au făcut treaba bine și s-au respectat. După aceea am de la teatru Marcel Dășanu cu clarinetă, Tănase Gheorghiță cu violoncelu. Am Corneliu Stroie colaborat. Corneliu Stroie am colaborat la primul disc, la percuții. Orchestrație pentru instrumentele acustice scrise de fiul meu, care a terminat conservatorul la București la compoziție, acum a plecat la Amsterdam, face un master, a plecat pentru 4 ani. Și pentru că vorbeai de familie, deci eu sunt de aici, din Năvodari. Stau în Năvodari în 1960, născut la Corba și la 3 km, stau în Năvodari în 1960 și multă din activitatea mea artistică m-a desfășurat-o în Năvodari și la Casa de Cultură și la Clubul Sindicatelor și așa mai departe. Și sunt năvodorean, cum s-ar zice. Dar știi cum e, nimeni nu-i profet acolo la el. Spectacole Năvodari în ultima vreme nu prea, vin alții din alte părți și cântă pe aici. Nu mă deranjează, nu mă simt frustrat, am mai discutat și cu... N-ai impresar, spun eu. Nu, asta dar nu-mi trebuie impresar. Așa, dacă, impresar, da, în clipa când trăiești din asta, eu nu trăiesc din asta. Atunci nici nu poți să te plângi. Nu, asta e. Nu, păi am spus, n-am frustrări că nu cânt la Năvodari, nici pe departe. Da, aș avea frustrări dacă n-aș cânta la Sala Palatului, da. Da. Ne grăbim? Da. Hai să ascultăm. Care e prima piesă? Păi prima piesă, să ne uităm pe disc, așa să zicem, ca să fie în ton cu vremea. Suntem în octombrie, vremea încă e frumoasă, hai să zicem un dor de vară. Dor de vară atunci. Desleagă-mi sufletul tu vară, din taina razelor de soare, zidește în nisip tristețea speranțelor nepieritoare și împletește în cunună val după val pe fruntea mării, să pot lega iubirea noastră peste hotarul depărtării. Hai vară, vino peste suflet, aștept-ne iar aripi de cânt. Hai vino și pe înserate, dă-mi strălucirea ta în gând. Hai vară, cheamă-ne în iubire și lasă-ne sub răsărit, să ne adiem sub geana mării ce vis de dor ne-a dăruit. Hai vară, cheamă-ne în iubire și lasă-ne sub răsărit, să ne adiem sub geana mării ce vis de dor ne-a dăruit.
așteaptă-mă ca în pruncie. Tu, vară, să mai prindi izbor, un vis, un zâmbet sau o taină rămasă în urma unui dor. Și poartă-mă cu șapte blânde printre iubiri ce înfloresc pe plaja peste care brize de sărutări încărunțesc. Hai, vară, vino peste suflet, aștepte-ne iar aripi de cânt. Hai, vino și pe înserate, dă-mi strălucirea ta în gând. Hai, vară, cheamă-ne în iubire și lasă-ne sub răsărit să ne adiem sub geana mării ce vis de dor ne-a dăruit. Hai, vară, cheamă-ne în iubire și lasă-ne sub răsărit să ne adiem sub geana mării ce vis de dor ne-a dăruit. E dor de vară, e adevărat. E adevărat, însă că nici nu putem să ne plângem. Vremea încă e bună. Da, ține cu noi. Ține cu noi, da. Ține cu română, cum să zice. Vreau să specific, pentru ca să nu mințim telespectatorii cu televizorul, ai fost live pentru mine. Da, pentru da, da. Ei... Da, e plebe, cântă discul. A fost cu discul. Nu-mi place. Tocmai pentru a se auzi... Da. Exact ce ai spus, acele instrumente da, pe care le-ai folosit da, și care dau acea culoare specială. Da. Îmi place playback-ul, dar sunt situații în care n-ai ce să faci. Adică acum ar fi, piesa asta ar fi sunat simplist. Exact, exact. Dacă n-ar fi avut violoncelo. Fiecare instrument care vine lângă o chitară la muzica folk îi dă o personalitate muzicii și piesei în ansamblu. Așa este. Pentru că timpul e dușmanul oricărei emisiuni, mai ales că este ora de folk, da, care spune tot, eu zic să ne mai încânți cu ceva. Hai să încercăm să intrăm în atmosfera anotimpului, da, o energie de toamnă. Este un cântec pe care l-am scris pe versurile unui prieten foarte bun al meu, poet, scriitor, Nelu Stanciu, profesor de limbă română. El este din Corbu, dar se dă foarte mult timp în Constanța și mi-a dat un text, mi-a zis, ia și tu un text. Și i-am spus, dă-mi și mie un text de altă voce, că am un text foarte vechi și nu, pe mine nu mă încântă. Și am făcut o piesă și a rămas blocat când auzi cum sună piesa. Hai să auzim și noi atunci. Da, am băgat piesa 3. Da. Thank you.
chitara uitată pe banca din parc, ca o fată adormită pe scară. Respiră sub stele, abia auzit, sau murmură în vântul de seară. E cântecul ei ca un vals obosit, ca o șoaptă a mării târzie. Sub ploaia de frunze, căzând în apus, chitara pierdută e vie. Eu sunt o chitară pierdută, am plâns toată noaptea sub stele, iar lacrima ei e nevăzută, e șoaptă din șoaptele mele. Eu sunt o chitară pierdută, am plâns toată noaptea sub stele, iar lacrima ei e nevăzută, e șoaptă din șoaptele mele. Chitara uitată în parcul pustiu, un copil rătăcit într-o gară. Ne tulbură somnul cu murmurul ei, ne aduce aminte de vară. Ne aduce aminte că orele trec, că lumina din sânge coboară. Așa cum se stinge un soare în amurg și un sunet sfios pe chitară. Eu sunt o chitară pierdută, am plâns toată noaptea sub stele, iar lacrima ei nevăzută e șoaptă din șoaptele mele. Eu sunt o chitară pierdută, am plâns toată noaptea sub stele, iar lacrima ei nevăzută e șoaptă din șoaptele mele. Elegie de toamnă. Da. A fost așa un pic de melancolie, din câte da. Am sesizat. Melancolie, da. E toamnă, e melancolică. Și da, așa este. Eu acum nu pot decât să-mi doresc să te ascult live într-un concert. Sper. Aș vrea să fac la Novodare un concert. Uite, lansez acum postului de televiziune, dacă este dispus să facă o promovare, un spectacol. Aș vrea să fac spectacol, concert în preajma sărbătorilor de iarnă. La Casa de Cultură, un concert live cu instrumentiști lângă mine, 5-6 instrumentiști, ca să fie o treabă să fie. Dar depinde foarte mult de sponsori. Atunci, sponsorilor, ce faceți? Da. Unde sunteți? Vă așteptăm pentru cultură. Mai trebuie făcut și un mic efort financiar, că de altfel nu se poate. Da. Eu îți mulțumesc pentru participarea la Ora de Folk. Sper să te am alături și cu alte noutăți, cu alte albume. Da, albume nu, cu noutăți. Da, cu noutăți atunci. Albume mă mulțumesc greu. Și cu atât. Da, cu albume mai greu. Mulțumesc și cu atât. La revedere. La revedere și numai bine. Stimați telespectatori, eu mai am câteva vorbe să vă spun, mai ales că săptămâna aceasta, mai bine zis marți, a avut loc un concert la un club care de altfel acum aproape că a devenit locul predilect al folkiștilor. Este vorba de concertul Alinei Manole, de la care, bineînțeles, vom avea câteva secvențe și un interviu cu Alina.
Bună seara și bine ați venit în casă nouă, pentru că e deschis de curând în noua locație clubul. Și pentru prima dată anul acesta într-un club în Constanța? Pentru prima dată în foarte mulți ani în Constanța cu concert. Până acum concertele noastre la mare au fost în diverse alte locuri, numai în Constanța nu. Și iată-ne că în seara asta în club suntem pentru prima dată, cel puțin de la lansarea primului album, adică din 2009. Asta e bine pentru publicul din Constanța, care deși așteaptă de ceva vreme să ajungeți pe aici. Aș vrea mai întâi pe tine să te întreb niște lucruri. Hai să încep cu faptul că te-ai născut, după cutremur. Ai produs un cutremur în folk, dacă stau și mă gândesc bine, prin faptul că jazz folk nu face chiar oricine. Acum, legat de nașterea mea și de cutremur, uite că lumea va face legături și se va afla ce vârstă am, Dumnezeule, sunt o femeie cochetă în definitiv, dincolo de artistul de pe scenă. Dacă vrei, vom vorbi într-adevăr despre nașterea acestui gen muzical folk jazz, care a avut loc cam prin 2008, dacă stau bine să mă gândesc, în studioul lui Adrian Cristescu. Ne-am întâlnit la vremea aceea, am decis să lucrăm împreună niște piese, voiam să fac primul album, Luna Pătrată. Nu credeam că voi ajunge să-mi îmbunătățesc și să-mi îmbogățesc formulele de scenă până la a fi 6 persoane, 6 artiști pe scenă, în niciun caz. La vremea aia nu. La vremea aceea doream doar să-mi orchestrez piesele. M-am întâlnit cu Adrian, a început lucrul în studio și ușor, ușor a început să ne placă atât de mult ce se întâmplă acolo și joaca noastră, încât am decis să o ducem și în live, nu doar pe album. Și într-adevăr, în ceea ce privește folk jazz, este un stil care în afară există în anumite forme. Pentru zona aceasta de Românie, putem să spunem că suntem cei pionieri genului folk jazz. Și asta ne și încântă, ne și responsabilizează foarte mult, pentru că a promova un gen nou, un gen despre care nimeni nu știe ce este, un gen despre care toată lumea te întreabă, ok, nici folk nu e, nici jazz nu e, e o îmbinare, ci Dumnezeu. E destul de greu, chiar nu e foarte, foarte ușor. Și da, din folk am preluat, sau au rămas structurile de bază, a rămas chitara ca instrument de bază. Bine, tot ce ține de text și de maniera de abordare. Iar din jazz, și aici este meritul lui Adrian, a venit acel feeling pe care Adi l-are mai mult, pe care lui feeling s-a adăugat și Tudor Olaru, Teddy, și Claudiu Purcărin, de exemplu, la tobe, și Dan Nicolau trompete, și am tot dezvoltat. Asta m-a atras și pe mine. Am fost la concertele tale la București, am văzut despre ce este vorba și am constatat că mai sunt lucruri de învățat și pentru ăștia mai bătrâni. Nu, vorbesc foarte serios. Sunt tineri care acum participă la tot felul de concursuri, festivaluri și aduc lucruri interesante în folk. Îl fac să sune un pic mai altfel și asta este foarte bine. Tu ai cunoscut asemenea tineri, mult mai tineri decât tine. Da, și am exemple în minte nenumărate de oameni frumoși și artiști frumoși, mai la începutul carierei, ca să spun așa, oameni care își asumă o misiune destul de grea și de dificilă în perioada asta, în a promova un gen care nu este neapărat foarte comercial, este un gen de nișă în continuare. Pe de altă parte, cei care într-adevăr sunt vârfuri ale vârstei lor, ale generației lor, au ceva aparte, au amprentă, au un stil. Nu se mai merge pe linia de folk clasic, se merge cu influențe. Am avut surpriza să constat că artiști tineri de 18-20 de ani sau puși de liceu chiar, în competițiile între licee, adoptă și stilul pe care îl promovăm noi, ceea ce este iarăși foarte fain. Am întâlnit ritmuri de reggae, jazz, rock, de toate. Deci, din punctul ăsta de vedere, permite, într-adevăr, dacă există un text bun, dacă există suflet, până la urmă, de aici vine totul. Și în cazul ăsta, ceea ce faceți voi, zic eu, e foarte bine pentru tânăra generație, care vede și altceva decât bătrân cântând cu chitara. Nu că ar cânta, nu că ar fi rău, e foarte bine că sunt și ei. Pentru că, până la urmă, trebuie să ai niște modele de acolo.
Întotdeauna am spus că istoria trebuie respectată, indiferent că este vorba de istoria muzicală a unei nații sau de istoria ei politică. Trebuie respectată pentru că au existat niște etape fără de care nu am fi ajuns aici. Și așa, cu siguranță, fără cei care au promovat și impus la nivel public acest gen muzical folk, lor le datorăm și noi foarte mult. Faptul că învățăm de acolo, după care mai trecem și prin filtrul nostru, asta deja e o decizie personală și de stil și de concept. Despre perioada când ai cântat singură, tu și chitara, ce poți să spui? Au fost două perioade. A fost perioada din 97-99, în care participam la festivaluri de muzică folk și luam niște trofee. După care m-am lăsat ca să devin sociolog și în 2006 am revenit. Și din 2006 până în 2008 am cântat singură. Începeau în București să se deschidă primele cluburi în care se cânta live, ceea ce era un mare lucru în vremea aceea. Pe urmă, a fost un exercițiu de scenă foarte bun. Uneori, da, recunosc, mi-e dor să cânt singură. Alteori, în schimb, când s-a întâmplat anul trecut să am un concert singură la Cluj și să cânt și să îl aud pe Adi, să-l aud pe Teddy, să aud toate instrumentele. În cele din urmă e vorba de o construcție care ne subordonăm oarecum. Nu e vorba doar de imagine. Nu, e vorba pur și simplu de un concept muzical care așa sună și așa ne reprezintă pe fiecare dintre noi, iar mesajul e așa cum trebuie să fie. E ca o scrisoare în care fiecare cuvânt este lizibil. Acum o întrebare, eu știu, tema pe care o abordezi are o legătură cu viața ta? Sunt mai multe teme. Evident că cea principală temă este cea a relațiilor, care sunt normale, de fapt, numai că nu prea vorbește toată lumea despre ele. Pentru că în orice cuplu, de mai multă vreme împreună sau de mai puțin timp împreună, apar probleme. Eu despre problemele astea cânt. Cred că nu este vorba doar de mine în problema amantelor, a relațiilor ascunse, cred că e vorba și de tine și de colegii mei și de cel care ne filmează și de cei care ne ascultă și ne văd în aceeași măsură. Sunt subiecte tabu despre care vorbim celor mai buni prieteni sau nu vorbim niciodată nimănui. Nu știu dacă fac bine că le cânt, dar faptul că există oameni care vin și plătesc bilet ca să ne asculte poveștile acestea, cumva dă universalitatea temei. Da, apropo de asta, chiar vreau să atac acest subiect legat de Schlager. Men folk sunt câțiva monștri sacri care au lansat Schlagere. Le pot numi așa. Tânăra generație, din păcate, nu prea a mai venit cu piese care să fie așa cunoscute de toată lumea. Faptul că tu ai piese pe care lumea le știe deja, n-are sens să le numesc eu, dar le vom asculta în seara asta, cu mare plăcere. În rest, nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Ar fi o problemă legată de promovare? Nu e o problemă legată de promovare neapărat. E vorba și de un parcurs, e vorba și de un management al fiecărui artist în parte. Pentru că dacă te aștepți doar să scrii o piesă foarte bună, să o prezinți publicului tău și el să fie foarte încântat și atât și nu mai faci niciun pas mai departe, atunci lucrurile cam mor în fașă. În momentul în care, în schimb, începi să investești în tine, și nu mă refer doar la timp, mă refer foarte mult la bani, și scoți și un album și te agiți și te lupți și te duci la studio și muncești și repeți și e un consum financiar, ca să spun așa, din momentul acela lucrurile încep să se schimbe. Pentru foarte mulți artiști tineri și pentru mine inclusiv, apariția primului album e chiar un pas foarte important. Pentru mine, în 2009, apariția albumului Luna Pătrată a însemnat o creștere, un pic de salt. Și dacă vorbeai de promovare, radioul public, radiouri private ne-au fost alături. Au ascultat CD-ul și au ales ce le-a plăcut, au difuzat odată sau au difuzat de 100 de ori. Există și internetul unde, dacă Dumnezeule nu ești acolo, nu existi. Că e vorba de Facebook, că e vorba de YouTube, lucrurile astea trebuie să circule, informația trebuie să circule. Am avut norocul ca Luna Pătrată, care este singura piesă de dragoste normală pe care am scris-o până acum, să prindă foarte bine și la un public foarte divers, nu neapărat la publicul de folk sau publicul de folk jazz.
am avut norocul ca această piesă să fie foarte mult difuzată la radio. Dar până să am acest noroc, a fost o investiție de timp și de bani din buzunarul propriu destul de consistentă. Apropo de radio, colaborarea ta cu radiourile online, cum mai decurge? Dincolo de faptul că sunt un ascultător frecvent al radiourilor online, am avut o emisiune la unul dintre posturile de radio online. Momentan sunt într-o pauză datorită faptului că nici eu nu mai am atât de mult timp pe cât aveam înainte și mergem și ne tot călătorim cu concerte sau cu treburile noastre de dincolo de muzică, pentru că avem joburi fiecare dintre noi. Și deocamdată e în stand-by toată povestea. Au fost niște sezoane extraordinare. Am observat o legătură foarte strânsă și directă cu fanii. Păi, este era în care, în definitiv, vorbim cu foarte multă lume, cu mii de oameni, că mă gândesc acum și la Facebook, și nu vom ajunge niciodată să-i cunoaștem pe toți personal. Dar cuvintele sunt cele care pot fi scrise, prin intermediul cărora se poate răsplăti cel care îți cumpără albumul, cel care tocmai îți spune, uite, am ascultat o piesă și mi-a plăcut foarte mult. Păi cum să nu-i răspunzi acelui om că a venit spre tine și te-a lăsat să ai eco? Care ar fi structura? Ai făcut o analiză a publicului pe sexe, să zicem? Nu pot. Cred că publicul de concert de live este un preponderent feminin. Cu femeile rezonez foarte bine. Pe de altă parte, da, fiind faptul că bărbații s-au prins că mesajele din piese le sunt adresate nu neapărat împotriva lor, ci pentru, au început, cel puțin în București, au început să vină din ce în ce mai mult. Nu știu, e un echilibru în toate până la urmă. În orice caz, femeile sunt mai sensibile. Asta se vede și la bărbații care cântă folk. Și ei au cam aceeași structură a publicului. Vârsta poate diferă. Aici... Chiar nu știu ce să spun, pentru că plaja se întinde destul de mult, în general pentru folk. Adică avem și copii de liceu, de clasa 9, de clasa 10, care încep să și cânte, nu doar să asculte folk. Pe noi ne îngurgitează foarte bine tinerii din liceu pe anumite piese mai vesele, să spun așa, pe Am un pitic, pe așa, 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 pe Prietenul invizibil. Urmând ca apoi, pe măsură ce crește vârsta, ca să spun așa, publicul să se oprească asupra subiectelor care țin în definitiv și de propria lor viață. Cum decurge o zi în care compui? Nu știu, pentru că nu am niciodată zile în care compun. Sunt momente. Și momentul în care se întâmplă să scriu o piesă e așa, oriunde m-aș afla se întâmplă. Și uite, am dreptate. Și nu știu, sunt momente. Uneori am senzația că nu mi-aparțin de-a întregul, pentru că nu mă așez niciodată la masă, la o masă de scris, la birou, nu știu, în tren sau în tramvai, spunând, acum trebuie să scriu o piesă. Niciodată. Piesele se întâmplă. N-am spus întâmplător o zi, pentru că m-am gândit că fiind o echipă, nu? Poate mai sunt și idei, influențe, nu? Nu e nimic de genul ăsta? În compoziția piesei de bază, nu. În ceea ce privește orchestrația și modul în care fiecare dintre instrumente și artiști își aduce aportul, aici, da, am norocul. Cei doi colegi până acum tăcuți și prieteni, cu Adrian, care este pianist, nu doar orchestrator, cu Teddy, care este basist. Împreună s-a întâmplat, da, să ne întâlnim la repetiție, aveam piese noi, cât au fost ultima dată, patru cu care am venit la pachet și am spus, astea sunt piesele, hai să le ascultăm, în fine, eu le cântam și pe măsură ce cântam s-au adăugat și s-a închegat toată nebunia. Fiind tema de care vorbeam, ei cum sunt? Sunt reticenți? Vă place tema asta? Da, normal că ne place și rezonăm, pentru că altfel nu am fi cântat împreună. Foarte bine. Eu ce pot să spun acum decât că vreau neapărat să te aud, să vă aud de fapt și... Ce piesă ai vrea să difuzăm pentru telespectatorii de pe litoral? Nu știu, Adi, tu ce piesă? Dacă ar fi să alegem, din tot ce vom cânta în seara aceasta.
tot concertul, dacă am cap în spațiu de emisie, e perfect. Cu o excepție, cu o excepție, piesele noi. Încă nu vreau să le dezvolui publicului, pentru că în foarte curând am filmat deja niște cadre și am făcut niște jucării și în curând o să lansăm, evident, pe internet și pe YouTube și pe blogul meu personal, blog.alinamanole.ro și pe contul de Facebook. O să lansăm niște filmulețe cu piesele noi care vor fi pe următorul album. Dar ne bucurăm și îl așteptăm cu mare drag. Succes!
dacă se vede ce strălucitoare mi-e palma, e de la ta inspirație. Mor aici și nu de cald, vă garantez, ci de emoții. Pentru mine este pentru prima dată când cânt în Constanța, nu în județul Constanța. E bucurie mare și bucurie mare și pentru că, iată, cu tot meciul, ne-am întrunit în seara aceasta aici. Să știți că atunci când am emoții, nu vorbesc neapărat coerent, logic și frumos, s-ar putea să o mai dau în bălării din când în când. Prima parte a concertului, care se numește Dragoste în 3, conform albumului apărut aproape acum un an, de fapt, fix un an și ceva, vedeți, v-am spus că nu mă pricep la vorbit când am emoții, poartă numele de Dragoste în 3, ceea ce nu vă doresc, evident, din motive evident dramatice, nu din alt sens. Am închis într-o cutie, aparent definitiv, o fotografie făcută fără niciun motiv și tot nu te uit. Am strâns cărțile tale, aparent definitiv, ca să le arunc în mare fără niciun motiv și tot nu te uit. Tot te alung, dar revii insistent. Mirosul tău a rămas în gând, persistent. Aceasta a fost emisiunea Ora de Folk de sâmbătă aceasta. Vă doresc o seară plăcută în continuare și noi să ne revedem cu bine săptămâna viitoare.